Bun regăsit! Ne reîntâlnim pe canalul de YouTube al Asociației Numerologilor din România și reamintim de la bun început și asociația numerologilor.ro, dar și rețelele noastre sociale, Facebook, Instagram și TikTok. Domnule Anatol Basarab, astăzi vorbind despre de ce unii oameni încearcă să te schimbe când ai dreptate și îți spune nu e așa? Cum să abordezi o persoană ca aceasta, ne întreabă Dana. Întrebarea e copilărească de simplu. Adică o astfel de întrebare poate să-și pun un copil mic și tot el găsește răspuns la asta. Hai să spunem întrebarea altfel. De ce statul încearcă să te convingă sau să nu încearcă să te facă așa cum își urmărește interesele? interesul? pe timp de pace statul va cere de la tine ceva. Când statul singur prin în prostiile lui, deși tu îi plătești taxă și impozite, te va duce încet, încet în război, statul va veni și va încerca să te ce? Să te schimbe în așa fel cum îi convine lui, ca să te duci la război, să fii carne și pentru asta va începe să te schimbi. Da, e așa cum spui tu, dar, și stai că nu e așa, că trebuie să fii patriot, dar eu am fost patriot și până acum, eu am plătit taxe și impozite. Tot eu trebuie să mă duc la luptă, voi ați făcut tragatul, voi duceți-vă la luptă, eu am plătit impozite, de aia te am plătit, nu? Impozite, taxe, supravaloare, statului. am scris poezie, am scris cărți pentru stat, pentru cultura noastră, pentru popor, pentru, nu? Am avut un impact. Tot eu să mă duc poetul, scriitorul, eu psihologul, eu, tot la război, dar am făcut eu. Dar voi acolo sus nu v înțeles, nu? Vezi? Cum le gândim? Și atunci, de ce? Domnule, totul în lumea asta este o afacere. Nu vă păcăliți Totuși, războaiele sunt o afacere. Uite, de exemplu. Până la războiul cu Ucraina, un obuz de o anumit calibru costa 80 de dolari. Unu. Acum costă 800 de dolari. De ce? Pentru că există cereri la el. Da. Americanii le produc la ei în țară, le dau loc de muncă acolo, banii tot acolo rămân, numai rezultatul muncii se duce la ucranieni care trag cu el. Dar banii au rămas, sunt au cine cu asta? Americanii, nu? Industria, adică industria armamentului acolo. Și acolo americanii au loc de muncă, plătiți, nu știu ce, că produc o buză. E o minciună totală că se crezi că un stat îl ajută pe un alt stat, așa că să-i ajutăm. Nu, domnule, totul ăsta sunt bani, să face le dăm, dar în credit. Nu există să-i dai altul, e stat așa că nu doar că iubim noi poporul și să facă ei ceva, nu, e tot o afacere. Căsătorie e tot o afacere, chiar dacă n-ai semnat un contract nicăieri, deși unii semnează contractul prenopțial. Este un contract tacit, dar așa asta e o afacere. Care e interesul tău este ca să măriți? Din moment ce există un interes, indiferent care este, fie că, dar interesul există fie că e conștient sau e inconștient, asta e o afacere. Și în cadrul acelei afaceri, fiecare om încearcă și la în orice întâlnire, fiecare om încearcă să-l schimbi pe celălalt ca să coincidă cu interesele lui. Punct. De exemplu, eu vreau să te duc în pat în seara asta. Nu o să încerc eu să te modelez deja așa cum îmi trebuie mie ca tu să fii deschisă, dezvolt. Eu deja spun, îmi place din că ești deschis și dezvolt. Nu ca ești la toate niște inhibate. Adică deja te pregătesc ca tu că să zici, da, vreau un pat. Ca tocmai să-ți demonstrez că ce ai spus tu e adevărat. Să vezi că chiar e adevărat. Eu chiar sunt dezvoltă, nu știu ce. De dar dacă tu pui rezistență, atunci ce o să zic? Hai, Dumnezeu, nu spui că și tu ești o inhibată ca toate ești la Oricare om, la orice întâlnire ar fi, de asta și este programarea neurolingvistică. de aia și tot timpul vindem și cumpărăm, ne vindem și ne cumpărăm pe diferite tarabe. Adică viața e compusă așa, omul, taraba și tu. Taraba e împărțită în jumătate, pe partea jumătatei ea tu îmi vinzi ceva, pe partea mea e, eu îți vând să ceva. Dacă reușesc să-ți vând ceva, ne înțelegem. Nu reușesc să-ți vând ceva, nu ne înțelegem. Și la fel și tu, dacă reușești. Nu-i bine numai să-ți vând numai eu totul și tu să nu reușești să-mi vinzi nimic, nici măcar o iluzie. Pentru că atunci, atunci, e chiar relația dintre cumpărător și vânzător. Tu ești fi cumpărătorul, eu vânzător. Și dacă eu o să văd că tu depinzi de ceea ce am pe jumătatea mea de masă, tu ești fi o dependentă. Eu o să fac tot posibilul ca să fie Clientul meu fidel. Și o să te fidelizez. Nu contează despre ce vorbim acolo, chiar și de sex. Am constatat de la tine că tu ai spus că cel mai bine în patie sunt cu el, cu mine, adică gata, asta e drog. Mai vrei să mi simți o dată bine? Drog licit, da. sexul tot e în drog. Vrei să mi simți o dată bine? E, păi cum s-au mărit prețurile pe piață, știi? Acum trebuie să faci două ciorbi și un masaj. Că dacă nu faci două cerbi și un masaj, îți dau și eu jumătate de sex așa și îmi zic că nu-ți place. Tu vrei așa ca lumea, calitativ, cu orgasm, nu știu cum. Păi bagă și tu trei masaje, cât mă uit, o cumpără și tu -o bere. Când vezi că m-ai călcat pe la alta, nu face scandal, că știi că nu primești ce? ceea ce-ți place ție. Treci și tu cu vederea că ți-ajungi și ție. nu s-o topit, nu s-o rost, vezi, vin cu el la acasă, cam așa. Nu așa se să spună. Problema nu este că oamenii încearcă să modeleze unii pe alții, chiar și atunci când eu știu că nu ai dreptate. Toată tu ai dreptate că 2 plus 2 e 4. Dar pentru interesele mele mi-e, mie îmi convine să fie 5. Și dacă reușesc, atunci ești fată bună. Dacă nu reușesc, atunci ia tu te tu băi cu ăștia care sunt cu 2 plus 2 e 4, că eu să-mi găsesc eu una care să fie 2 plus 2, o să fie 5 la ea. Și trebuie să mai dai rest. Tot timpul facem chestia asta. de -aia am spus că întrebarea este de copil. Viața noastră este o tranzacție permanentă. Chiar și atunci când avem impresia că nu vindem nimic, mergem pe stradă și atunci ne vindem. Poți să mergi pe stradă ca să fii cumpărată, poți să mergi pe stradă ca să nu fi cumpărată. Pe de altă parte este valabilă și uh, această perspectivă că celălalt poate vedea din unghiul din care tu nu vezi. To și tocmai și nu se mai pune întrebarea. Tocmai prin celălalt descoperi da. încă o fațetă a întregului pe care l-ai de descoperit. E altceva când eu spun uite eu te văd pe tine așa. De ce? Și s-au aduc niște argumente. Pentru că am văzut că e răspuns la întrebarea asta așa, atunci când am vorbit cu cuvântul să lărgit pupila, adică te spiere chestia asta sau așa, atunci când am vorbit de asta te-ai încruntat, adică nu ești de acord cu ideea asta și eu te văd pe tine așa. Dar te văd și Dumnezeu cu mila, nu? Da. Tu în momentul respectiv îi se descoperi că ce? Dintr-o anumită perspectivă, 360 de puncte egal îndepărtate de centru de tine. Și de aici tu ești una, de acolo ești alta, din toate 360 de puncte. Dar stai că mai sunt 360 și așa pe aia alte, de sus, de jos, așa, și apoi mai sunt hu, hologramic, așa putem holistic sti, vedem da. cumva. sau cât mai holistic. Și eu imagini și imagini, chiar și tu te descoperi pe tine de fiecare dată dintr-un alt unghi. Te uiți în oglindă așa, te vezi într-un fel, dacă mai oglindă și în față, te vezi alt fel. Așa, dacă ai și o una și în spate și în față, te dacă vezi. Dacă lumina e așa sau da, așa. Exact. Adică numai prin lumini putem să te faci și să te sperii singurică de tine. Da. E adevărat? Uh -huh. Că cei care lucrează în cinematografie sau inginerii de lumini știu asta. Punem lumina așa, punem lumina așa, te sperii singurică de tine. Dar tot cu luminile putem să te facem așa că să... Uh, Nu-ți vine a crede că ești tu cât de frumoasă și... A, așa. Bun. Dar noi îți spunem cum te vedem și cu asta Dumnezeu cu la, nu? Ei, problema apare atunci când eu am un interes, dar nu-mi convine că tu ești așa. De exemplu, eu am un interes cu tine, dar nu-mi convine că tu ești, nu știu, ce vrei tu acolo, prorusă. Să Și atunci eu ce voi încerca? Voi încerca să te modelez pe tine sau să te împing pe tine sau să te transform pe tine așa ca tu să -mi fii mie cum convenabilă. Pentru atingerea unui oricare scop, că nu niciodată scopul, dacă există interes, există și scopul interesul, interesul bate fesul de la celulă, de la furnică până la Dumnezeu și Dumnezeu are interes să față din noi. Numai noi credem că nu. Dacă este interes, înseamnă că există scop. Dar dacă există scop, înseamnă că este mijloace de realizare a scopului. Că altfel scopul nu apărea. Ăla nu era scop, era o fantasmă. A, așa, cumva, nu? Dacă e scop, înseamnă că este mijloace. Dacă este mijloace, înseamnă că există resurse de cheltuit, adică energie, bani, orice altceva de cheltuit, ca să, dacă există chestia asta, înseamnă resurse, înseamnă că este metodologie, cum să atingi scopul Și Atunci, uite, întrebarea e mai complicată. De unde, cine sunt, de unde vin, încotro mă duc, în vederea atingerei cărui scop, în interesul cui, cine își dorește asta, prin ce mijloace voi ajunge acolo unde mă duc eu, cât mă va costa ca să ajung acolo. Și uite, așa, încet, încet ajungem la 10, 10 puncte, nu cine sunt, de unde vin și încotro mă duc. Asta chiar dacă o să le afli. Ok, știi unde te duci, dar metodologia o ai? Dar psihotehnologia ajunge acolo undeva o ai? Dar știi cât o să te coste? Da, ai în punguț atâta. În punguț, în punguț, în punguț, ai atâta. Nu ai, păi atunci mai rabdă cu realizat unde te duci tu și mai stai pe aici și în ce? Împle punguța din tăi, că o să plătești la fiecare colț. Bun, ok, punguța ai. Dar răbdare ai că e nevoie de timp. Toate este o să le faci într-o anumită perioadă de timp. Acum ai și punguță, ai și metodologie, ai și psihotehnologie, ai tot ce trebuie, știi? știință și credință suficientă și punguța. E plină, dar n-ai răbdare. Iartă-mă, Doamne, că am greșit. Nu pentru că mi-o lipsit credința. Credința am avut, Doamne, cât China. Știința mi-o lipsit, sapiența. Și altul vine și spune, Doamne, iartă-mă, Doamne, că nu știi ce... Am greșit zădarne, știi? Nu pentru că n-am avut știință. Știința am avut cât toba, capul plin de știință. Credința mea îl bise, Doamne, știi? Întărește-mă la credință. Că și punguța oameni, că adică am cu ce plătesc. Sunt de acord să plătesc. Că sunt unii oameni care au foarte mult în punguță, energetic vorbind. Dar nu e de acord să plătească. Adică a vrea să plătești tu. Știi câți oameni sunt chiar în cadrul familiei. Eu vreau să ajung undeva, dar vreau să plătești tu asta. Eu, dacă vrei, mă fac și ministru și președinte din țară. Dar plătești? Eu n-aș vrea să plătesc din banii mei, din nervii mei, din nu știu eu. Plătește da. tu. Să vină de undeva din neant. Cred însă că avem o cheie chiar la începutul întrebării. De ce unii oameni încearcă să te schimbe? Păi, din start, dacă ai observat da. că cineva încearcă să te schimbe, Înseamn... ai două variante, nu? Înseamnă că urmărești un interes, urmărești o țintă. Da, însă până ajunge la suferință, ar trebui acolo să-ți găsești răspunsul. Da. Mă las schimbat, mă las dus în interesul celuilalt? Da. Sau nu am nevoie de omul acela, vrea să mă schimbe, eu nu vreau să mă schimb, Nu am nevoie să mă însoțesc cu omul respectiv. Sunt două obiecte. Noi, oamenii, suntem și obiect și subiect în același timp. Dar noi te luăm acum pe tine ca obiect. Ca obiect, da. Eu am nevoie ca să înaintez de o femeie tip telefon. Uh -huh. Da, te-am întâlnit pe tine și tu ești așa. Dar din moment ce eu te încep să te schimb, tu trebuie să spui, Anatol, lasă-mă în pace că eu sunt foarte bună ca ochelar. Cineva o să mă poarte cu demnitate, o să mă iubească că eu sunt ochelar. Ți-i trebuie, ești o femeie tip telefon, nu să i aia. Putem să ne înțelegem, putem să vorbim, dar nu mă lua pe mine și nici eu nu măr cu tine să mă folosești cumva în timpul vieții ca telefon dacă eu sunt ochelar o să vină bărbatul care o să mă iubească ca ochelari și o să știe la ce să mă folosească și o să mă poarte la loc de cinste și o să mă curăță și o să mă pună pe nasul lui de fiecare dată și iar la locul potrivit. Dar ți îți o femeie de tipul ăsta. Sunt astfel de femei, cât lumea. De ce te chinui pe mine să mă schimbi? Lasă-mă în pace, du-te și găsește femeia aia. Dar pentru asta trebuie să ai suficient înțelepciune. Dar dacă tu ești dornică de a pleca de acasă, nu te mai interesează cum te vede el ca telefon sau ochelari. Ia mă, ia mă, ia mă, ia mă, du-mă, dumă du de aici. Și apoi pe urmă o să vă spune. Da, cred că avem și un episod tot așa mai de, de mult înregistrat legat de cum uh, ne dorim noi să schimbăm oamenii din jurul nostru. Vreau da. să ne schimbăm pe noi. <laughs> da. Adică, știi că, mă, și eu vreau să rămân la fel de lenin și prost, dar vreau ca toți deștepții, bogații lumii și deștepții lumii să lucreze pentru mine, să-mi aducă bani, să-mi dă aia, să-mi repare mașini, să-mi facă casă, eu numai așa să fiu. Și toți bogații și deștepții lumii să lucreze pentru mine cumva. Dar eu nu vreau să mă schimb, eu nu vreau să devin nici bogat, eu nu vreau să devin, dar vreau să trăiesc viața de bogat. Știi câți oameni suferă de chestia asta? Da, mulți. Toți vor să fie bogați, dar nu vor să facă nici cât e negru sub unghii cât face un bogat. Să-și asume sarcini, responsabilități, frici, tensiuni inclusiv cu statul, organizațiile statului. Păi, Pentru când ajungi la un moment dat, crede -mă, statul este tot niște. cine statul? Eu cu tine și cu 10, ăla de acolo, ăla de acolo, de acolo, băi, ăsta a ajuns acum în deș nou nimic. Ești nebun, adică cum ajunge la el, am scăpat ce... Îi o problemă și o să ne dă și nouă, măcar cât e puțin acolo, de o vacanță, nu? Că dacă crezi că statul e ceva așa abstract, divin, care e o putere, nu, statul sunt niște oameni, concreți. Și dacă pe cei oameni concreți E înspăimântat. Eu spun eu că nu, la tine nu vin niciodată cu controlele. Este? Este. Sau asta nu e o realitate, nici povestesc eu. E foarte realitate. E o realitate, dar nu e neapărat o țintă. Nu păi nu Ne apărăm ajungând nu. în palierul în care să-i înfricoșăm pe ceilalți. Până, păi, dar știți, sunt momente, asta -mă. Nu trebuie... credeți, nu te credeți-mă, o să ajungi să vedeți, sunt momente în care trebuie să te apere de stat. Știi că sunt astfel de momente. În viață când trebuie să te apere de stat, că altfel statul te mănâncă. Știi? sunt momente când statul trebuie să apere de popor. Și să apără foarte bine când poporul se revoltă, nu? Ați văzut? E voi, așa, nu e voi, nu veniți cu demonstrația până în aia, punem rând, dar voi. Statul să apără de proprii săi cetățeni, nu? Și cu cât mai mult statul să sunte cu căți musca pe căciulă, cu atât mai mult plătește și crește ce? Armată sau organele de forță? Poliția, jandarmeria, cât mai mic, cât mai bine îi ca să ne apere pe noi, dar de ce să ne apere? Pentru că știm că le facem nasoale la ăștia. Și este o să revolte. Și deja cam știm sociologic, după măsurători, cam când o să revolte. Noi trebuie să fim pregătiți. Că altfel o să ne iei în furci, nu? Dar și invers. Și noi câteodată, noi, per total ca stat, tocmai prin felul de a ieși la demonstrație, de a demonstra, de a arăta că suntem, de a bate cu pumnul masă, se i arătăm asta, băi, stai statului puțin, că nu merge chiar așa. Adică eu te cinstesc și te respect, tu îți bați de mine. Nu merge așa. Dar pentru că suntem pasivi, atunci statul ce o să facă? O să ne schimbi, chiar dacă știu că ai dreptate, în vederea împlinirii unui interes sau scop al lui, cum întreba doamna. Deci, de ce vor să te schimbi? Da. Când, așa o să când, și status. Când tu ai dreptate, tu ai dreptate și ți se da. spune că nu e așa, deși și dreptatea este parțială. De și dreptate, aici ai am avea tu dreptate, discutăm. dar nu avem bani, dar e ai de Europa, din Europa, tău, da, comunitatea nu. europeană, dar nu legislația, dar comisia europeană, dar nu știu acolo. Stabil, Cu alte cuvinte, domnul Anatol Basarab, este valabil uh, sensul în care dacă doi îți spun că ești beat, te să te culci, însă e valabil și invers. E, da? Da. Nu te du să te culci, ci mai cercetezi și vezi că s-ar putea să căsești da un alt răspuns. Da, s-ar putea să... Da, sunt beat, dar sunt beat după cunoaștere. Nu sunt beat de alcool, sau sunt beat că sunt înărgostit. Sau sunt beat de slava sau de puterea sau de victoria care am avut-o. Sunt îmbătat de chestia, două, trei zile. Da, băi, zici să mă duc să mă culc? Ok, eu mă duc și mă culc. Oricum nu stau să lupt cu voi aici, să vă demonstrez că străiază. Cu cât mai mult o să încerci să-i unui cuiva că nu ești bou și să ajungi Camila între timp știi? Cam atât am avut astăzi de povestit avem și săptămâna viitoare o întâlnire rămâneți cu noi aici pe canalul de YouTube al Asociației Numerologilor din România